Bun găsit! Pentru interviurile telejurnalului am vizitat Centrul de Artă Contemporană Pavilion în urmărirea unui personaj periculos pentru că gândește. Cu atât mai periculos pentru că învață și pe alții să facă acest lucru. Este vorba despre Răzvan Ion, profesor la Universitatea București, unde predă un curs masteral de gândire critică. Eu visez să fac odată un interviu, nu e cazul ăsta, pentru că e vorba despre un interviu cu o singură întrebare. Întrebarea era, ce e neregulă cu țara asta? Cât timp aveți la dispoziție? Avem puține minute. Foarte pe scurt, cred că este în regulă, complet în regulă, faptul că încă nu ne-am dat seama de problemele pe care le avem. Adică un pacient care merge la medic trebuie să-i spună unde îl doare. Dacă pacientul acceptă că are o boală, s-ar putea și medicul să-i găsească modalitatea de tratament. Din păcate, românii încă nu vor să accepte că avem niște lipsuri acute și doresc foarte mult să demonstreze că suntem mult mai inteligenți decât alte națiuni. Ceea ce nu e cazul să facem o competiție. Ideea este că trebuie să acceptăm că am avut probleme cu valorile pe care noi le-am crezut importante, să acceptăm că avem probleme din punct de vedere al alegerilor politice pe care le facem. Observați în spațiul public alternativa pentru care un om mai bine informat și mai cultivat poate opta acum, azi? Acum, astăzi, este greu de discutat despre acest lucru. Îl putem discuta, însă este discutabil și disputabil. Însă, în 1990 aveam alternativă. Și ce rost mai are să ne uităm? Nu mai are rost. Eu doar vă spun că avem niște exemple din trecut pe care le putem lua în considerare, cum ar fi alegerile greșite pe care le-am făcut în 1990, alegerea bună pe care am făcut-o atunci când a venit Carol I, nu știu. Sunt niște exemple, și să învățăm ceva din ele. Problema este că trebuie să învățăm. Noi încă nu tragem concluzii din întâmplările proprii sau ale grupului nostru. Nu vorbesc de totalitatea poporului, ci măcar ale grupului. Pentru că eu cred foarte tare într-o revoluție moleculară. O revoluție care pornește de la personaj către public. Și anume, fiecare devine prin el însuși, sună un pic budist ca apropiere de filozofie, urmând ca ceilalți din jurul lui să-l preia ca model. Noi am încercat invers, am încercat să avem pretenția ca cei care ne conduc să ne inspire și noi să fim ca ei. Nu, haideți să facem invers și să vedem că putem să dăm dintre noi niște lideri puternici, serioși și valabili, dacă vreți, în termen de valori universale. Dar e un proces cu o foarte mare inerție acesta. Adică trebuie să mai treacă încă 50 de ani, poate, să ajungem acolo. Ce facem între timp? Nu știu ce facem între timp, dar vă spun că aveți dreptate. Cercetările sociologice făcute de colegii mei, profesori la sociologie în toată Europa, nu este un studiu doar pentru România, arată că România mai are un proces foarte lung de trecut, pentru că, cu alte cuvinte, pe scurt, generația celor de 20-25 de ani trebuie să treacă de 60 ca această schimbare să fie profundă și irreversibilă. Da, mai avem vreo 40 de ani. Îmi place foarte mult generația de acum, de 15-25 de ani, cu plusurile și minusurile ei. Îmi plac foarte mult studenții mei, sunt altfel, au început să învețe să se opună, ceea ce este un lucru important. Cui? Să se opună sistemului punitiv, care este sistemul educațional în România. Eu provin dintr-un sistem educațional din afara României, nu are rost să vorbim acum despre asta, dar provenind dintr-un sistem educațional străin, îmi dau seama cât de punitiv este. Adică profesorul este magistru, tu trebuie să înveți exact ce spune el și să dai afară exact ce a spus el. Ori asta este un lucru non-creativ și nu dezvoltă deloc gândirea critică, dimpotrivă. Bun, soluția pe care o prezentați dumneavoastră, dați-mi voie să o comentez, pare adresată totuși unor elite care au la dispoziție un surplus de resurse și de timp și de altă natură ca să aibă timp să se cultive și să gândească o perspectivă atât de interesantă pe care o propuneți, aceea revoluție moleculară. Ce faceți cu cei al căror orizont este ziua de mâine? Aici este o discuție, într-adevăr, dar eu fac referință acum la o generație extrem de tânără. Nu fac referință la o generație... Din care o să iasă și muncitori și... Absolut. Exact, bogați și săraci. Exact. Dar
acei muncitori vor avea un grad de cultură mai avansat, vor fi mai eficienți și își vor cere drepturile cu mai mare, dacă vreți, mai mare amplasament. Este un deziderat sau o afirmație? Nu, e o afirmație. E o afirmație. Pe măsură ce omul devine mai cult, mai educat, are mai multe cunoștințe despre propriile drepturi. Devine mai vocal pe parcurs, știe ce poate să facă și ce nu. Eu de aceea spun că sistemul educațional, și când spun sistem educațional, nu mă refer doar la noi în universitate, mă refer de la învățământul primar și până la cel universitar și în special la cel preuniversitar, care în momentul ăsta se află într-un moment îngrozitor de prost, sincer vorbind. Adică o să fiți surprins, dar sunt studenți de anul întâi care vin din clasa 12 cu o notă la bacalaureat extraordinară și ai probleme de evaluare nu a cunoștințelor, ci a limbii române. Adică lucrurile sunt mult mai grave decât par la prima vedere. Iar miniștrii care s-au perindat prin acel minister al educației nu au făcut mai nimic. Eu cred că lucrurile astea se vor schimba, va dura. Adică să nu credeți că eu sunt un optimist, dimpotrivă, sunt destul de moderat în optimism de obicei. Însă astăzi cred că lucrurile încep să se miște într-o direcție potrivită, însă vestea proastă este că va dura. Va dura pentru că noi avem niște tare care sunt foarte greu de rezolvat. Avem niște probleme care sunt mai greu de rezolvat. Avem de schimbat manuale de istorie, avem de pus adevăruri în cărți, avem mai multe lucruri. Încă se vând cărți în care scrie că dacii au inventat roata. Deci încă avem probleme cu acest lucru. Încă dezbaterile la televiziune durează câte 6 ore pe zi la televiziune. De știi despre cine a arborat nu știu ce steag, nu știu unde. Vă informez că în 1990 reporter la România Liberă fiind s-a arborat steagul Ținutului Secuiesc de Mama Focului. Nu numai acolo, s-a arborat și în 2008, s-a arborat și în 2013. Discuțiile astea, culmea, apar doar la suprafață când se discută Constituția. Cum e posibil? Adică de ce? Nu e o teorie a conspirației, dar spui niște întrebări. Nu știu dacă cei de la țară au perceput că se schimbă Constituția și pe 1 septembrie merg la vot, sau au perceput că e o problemă în Harghita. Adică, cumva, lucrurile astea ne folosim de ele pentru a acoperi problemele pe care le avem. Cred că acum putem să gândim puțin mai liber și mai pragmatic și dincolo de aceste puseuri naționaliste, care vedeți că și pe europeni au dat un pic înapoi alegerile de acum câțiva ani, când au ieșit partidele de extremă dreaptă. Sau extremă stângă, depinde. Deși nu vă declarați ca atare, eu cred că sunteți un optimist. Sau un om care are speranțe foarte mari și încredere foarte mult în viitor. Aș vrea însă să, pe final de interviu, să fim foarte pragmatici. Vreau un îndreptar de supraviețuire spirituală și, de ce nu, fizică, în mediul sociopolitic românesc, pentru omul de zi cu zi, indiferent de generația din care face parte. Este complicat de a oferi un asemenea îndreptar. Nu sunt nici în trei puncte care n-ar strica nimănui. Cred că cel mai important lucru este să ne dezvoltăm capacitățile proprii de gândire. Asta înseamnă, în primul rând, să citim. Este cel mai important lucru pe care noi îl putem face ca să ne dezvoltăm propriul mod de comunicare și să ne dezvoltăm modul de comportament. Să nu ne mai înjurăm în trafic, să nu ne mai aruncăm pahare în cap. Poate ne înjurăm mai elevat un pic, cu neologisme. Sau poate trecem de la bâtă în cap, trecem măcar la înjurătură. Al doilea lucru, în primul rând, pentru cei din generația tânără, este să urmărească ceea ce se întâmplă în mediul social și politic. Să se uite la știrile de la televiziunile mai independente, să spunem așa. Eu personal mă uit la TVR News adeseori și încă o televiziune pe care nu o voi preciza aici, care mi se pare mie mai echilibrate din punct de vedere al știrilor, sau dacă nu le place niciuna, pot să uite pe internet. Să-și citească știrile, dar să știe ce se întâmplă. Pentru că nu poți să fii semi-inconștient, să ieși în stradă, să spui jos Băsescu, după aia vezi că s-a schimbat puterea și spui jos Ponta. Și mâine ce? În fiecare an schimbăm parlamentul, guvernul și așa mai departe? Nu-i posibil. Ne place sau nu, acum asta e. Nu mai poți face această schimbare pentru că nu ar fi deloc benefică. Da? Trebuie să vedem ce putem scoate bun din ce avem. Pe urmă,
Să încercăm să ne uităm puțin și la nevoile celorlalți. Să nu ne uităm doar la ce avem noi nevoie. Dacă noi ne cumpărăm o mașină, să nu trecem peste vecini cu ea. Să încercăm să fim un pic mai umani. Ne-am cam pierdut, știu, sună un pic patetic, dar ne-am pierdut un pic umanitatea. Când vedem că cineva creează ceva, distrugem acel ceva, în loc să creăm și noi altceva, dacă nu ne place. Dacă mie nu o să-mi placă TVR, îmi fac eu un nou TVR. Răzvan Ion, cel care nu știu dacă a patentat sau nu sintagma de revoluție moleculară pentru care pledează, și acum spun eu o informație pe care am aflat-o despre el, votat cel mai popular profesor de la Universitatea București. Poate ați găsit motivele pentru acest lucru și în interviuri pe care l-ați urmărit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.